O să vă spun ceva ce sună mărturisire. Este prima dată când eu mă uit la mine la televizor. Primești scenariu, citești ce ai de jucat, deja vezi cam cum s-ar filma și cum o să fie la TV și nu are nicio legătură cu ce se va întâmpla de fapt. E un fel de ca și cum te aștepți să te dai în roller coaster. Diferența dintre difuzare și filmare există. Dar nu e atât de mare. Automat îți faci o anumită părere despre și ai o imagine față de cum ar fi o anumită secvență în momentul în care o citești. E puțin diferită în momentul în care o filmezi și poate cu atât mai diferită din alte puncte de vedere în momentul în care o vezi împachetată și livrată pe TV slash Antena Play. Ce zic eu că e important să faci atunci când lucrezi într-un proiect de genul ăsta? E să citești scenariul în prima fază. Nu trebuie să-ți bați foarte tare capul. Trebuie să știi cine ești, de unde vii, încotro să duce povestea. Nu-ți face filme, aia este treaba regizorului. Niciodată nu mi-a plăcut să mă uit la mine la televizor. Nici când făceam emisiuni pe vremuri, nici când le făceam în alte televiziuni. Nu m-am uitat niciodată. Nu mi-a plăcut să mă uit la mine la televizor. Mie îmi face bine să fiu spectatorul, propriul meu spectator. Mă ajută la lucruri. Văd dacă am avut o defecțiune. De data asta, însă, am simțit nevoie să mă uit, pentru că vreau să văd dacă personajul, dacă eu ca actor am reușit să-i dau personajului ce avea el nevoie, vizibilitate, forță, energie, cât de bine mi-a ieșit ce am gândit. Că îți dai seama, tu îți faci în cap niște lucruri, citești textul, eu citesc textul și deja văd cam pe unde ne mișcăm, știu unde se filmează și simt nevoia să le pun față în față ce am crezut eu că fac și ce am făcut. Și să știți că mă așez ca un telespectator care nu știe nimic și mă uit. De regulă, la secvențele mele zic întotdeauna, bă, aici puteam mai mult. Mă uit la fiecare episod, deci mă văd, tocmai pentru că vreau să-mi văd colegii și vreau să mă văd pe mine și să îmi îmbunătățesc tehnica și să învăț de la colegii mei. Mă simt bine, îmi place. Cumva de cele mai multe ori sunt împăcată cu ce am făcut, pentru că am muncit, pentru că m-am gândit, pentru că am repetat, am lucrat și atunci de obicei e bine. Deci sunt așa, cu inima la gură, iar sâmbătă stau relaxată. Și doar mă uit așa ca studiu, ca mai uit să văd. Aici mai trebuia, e bine, nu-i mai. Toți avem scenariu și îl citim. Și toată echipa, regizorii, Bogdan, Radu, Andrei, care ne ajută pe partea de acting și așa, încearcă să respecte cât mai mult din ce se întâmplă acolo și să fie situațiile cât mai, sigur, firești, normal, dar cât mai aproape de ce a fost scris. Și automat nu există o diferență atât de mare. Sigur că există câte o glumiță sau câte un momentel care a fost făcut pe loc sau la repetiția dinainte și automat n-ai de unde să o știi și te surprinde. Prima fază este evident cititul textului, înțeles situația, înțeles de unde începe, care e mijlocul și care e finalul. De obicei mă amuză secvențele, că mi se pare, adică îmi imaginez ce se întâmplă și evident că mă amuză, nu știu de ce, dar așa sunt eu. Stat acasă și lucrat pe el și învățat și așa mai departe, după ce a venit la filmări, făcut tot procesul make-up, costume și după aceea repetițiile, în care tu vii cu propunerile tale, cu anumite schimbări, care ți se aprobă ori ți se schimbă sau se adaugă niște lucruri la ele și după aceea vine faza de filmat, care, na, și acolo e un proces și distracție. În secunda în care ajunge să fie dat episodul pe post, lăsând la o parte că este o perioadă foarte mare de timp între momentul în care noi am filmat și momentul în care se dă pe post. E foarte funny pentru că eu sunt de multe ori surprinsă, inclusiv de secvențele mele, de care am uitat absolut total și zic, a, ce tare, uite, de asta am uitat! Noi, trecând prin etapele astea, le simțim puțin diferit și, evident, și atunci când vedem episoadele, suntem autocritici și tindem să ne uităm la secvență să vedem ce putem să facem mai bine. Nu zic că nu ne prinde povestea,
normal că ne prinde, dar pentru noi e și o lecție și face parte din fișa postului acest moment în care stăm și vizionăm episoadele odată cu telespectatorii, pentru că atunci le vedem și noi. Uneori am emoții când îl urmăresc pentru că uit. Filmând în avans, mai uit ce s-a întâmplat. Mi se pare că acțiunea e unde o știu eu, că se întâmplă, sunt zile în care sunt la filmare și după aia mă duc joia și mă uit și zic, bă, stai mă așa că eu sunt înainte cu acțiunea, nu? Și mă uit și zic, stai mă că e, ok, deci a trecut ceva timp de când noi am filmat asta. Și e așa un declic tot timpul, că vii din ziua de filmare unde ești înainte cu acțiunea și cu povestea și vezi ce s-a mai întâmplat. Și la televizor e un pic mai în urmă și zici, ok, hai să văd cum era, că mai uiți, mai... Na, noi ne filmându-le nici liniar, adică nu filmăm episodul 110, se termină, după aia episodul 111, 112, dau un exemplu. Sunt secvențe amestecate în fiecare zi și automat nu le ai cronologic în minte. Așa? Dacă am o anumită secvență care e un pic în altă zonă față de ce face Adi, care e mai așa, mai haha, dacă sunt momente când e într-o situație care îl costă și la pasă și așa, accesez alte zone și în momentul ăla mă gândesc citind, mă gândesc și la fața locului când repetăm și mă gândesc și filmând cum se susțin aceste propuneri. Și abia aștept, adică rețin foarte clar secvența din episodul respectiv ca să aștept cu nerăbdare să văd când o să fie pe TV, să văd dacă într-adevăr s-a susținut ce am avut de oferit. Și uneori mi s-a părut că da, alte ori nu neapărat că nu s-a susținut, dar poate n-a pușcat, pentru că e ciudat să vezi diferența puțin. Trebuie să uiți cumva, de, într-un fel, te extragi poveștii mari și te concentrezi ținând cont, bineînțeles, de toate, de personaje, în ce moment al evoluției și așa, dar trebuie să te concentrezi foarte tare să aibă coerență și putere secvența respectivă, independent de ce ai mai făcut tu sau vei face după aia. Mă uit cu drag, îți dai seama, adică îmi văd colegii pe care i-am văzut la repetiții și așa mai departe și știu ce a fost în spatele textului și când îi văd e cel mai mare drag, că le văd munca. Și nu doar munca lor, a întregii echipe, știi? E frumos să vezi produsul finit. Abia aștept să le văd, mai ales episoadele pe care le filmăm acum, pentru că sunt intense. De-abia aștept ziua de joi și să urmăresc, deci n-a existat să... Și mă uit și sâmbătă la reluare. Cu atâția actori talentați, și dacă nu jucam, eu cred că îl urmăream. Îmi place să mă uit și pot să zic după multă vreme că îmi place și de mine.